Bun lume, deci azi vreau să vă învăț cum să downloadați, vă instalați Craft the World. E chiar destul de simplu. Deci trebuie să intrați în browser uh, și scrieți aici igggames.com. Da, ah, asta e un site foarte șmecher. Tipi uh, tipii de aici bagă o groază de jocuri, jocuri indie, jocuri care abia au apărut. Sunt uh, foarte ușor de downloadat, deja e Firewatch. Uh, și asta e uh, baza, lor de, baza lor de date, efectiv, cu jocuri. E huge. Adică abia am ajuns până la K. Uitați-o la câte sunt Bun, a, trecăm peste Deci mergeți aici în search Scrieți Craft the world Și dați go Bun, și o să găsiți o curăță de chestii pe aici Bine, prima Ei, craft the world Versiunea punct, asta e actuală 1.2.006 și oamenii ăștia au 8 link-uri de download, dintre care bine, asta nu merge. Da, bine, rămân șapte linkuri de unde puteți da dați jocul ăsta, da? Primul e de pe Mega și Mega e cea mai bună variantă. Bine, trebuie să așteptați Adfly-ul. Leave this... Uh? Fuck you, nu. Nu mulțumesc. Uh... au câteva ad-uri. Stai on this page. Pentru că așa câștig oamenii niște bani. Bun, chestia e că dacă da jocul ceva mai vechi, uh... o să da arhive gen uh, fișiere.zip pe care trebuie să le extrageți folosind uh, winrar, winzip sau 7zip eu folosesc winrar pentru că mi se pare cea mai simplu și uh, dacă luați jocul ceva mai vechi o să aveți o parolă, efectiv dați dublu click pe sau dați extract la arhivă și o să vă o parolă, și parolă iggames.com, pentru că dacă s-a făcut cineva să-l folosească băieților ăsta uh, arhivele fără să le dai ei voie, tot trebuie să scrii parola și n-ai cum să o dai jos, știi? Ei chiar te știe dacă stai și gândești. Bun, după care aici, când ajungeți pe Mega, dați download through browser, o să înceapă să dau downloadeze și o să un pic. Bun, după ce ați downloadat eu mi-am pus-o pe desktop, de exemplu, am uh, un WinRAR și tot ce trebuie să faci este să-i dați extract here. Cea mai simplă chestie e să o duceți unde vreți voi, de obicei eu, eu țin jocurile de pe IGG într-un folder, dar pe am să le, să le, dau extract pe desktop. și dați extract, e un joc destul de mic, care 200 de mega, calculatorul meu o să-l extract destul de repede. Și asta e tot, o jocul. Ok, hai să l deschid. După cum vedeți, jocul îți merge, nu are nicio problemă și e okay, chiar foarte, foarte fan, l-am jucat o groază. Și cred că mi-o... Da, mi-o salvat și... Uh, cum se cheamă? <laughs> mi deschis salvările care îs deja pe pe care am jucat efectiv. Mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, vă rog, apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, dați dislike. Uh, dacă v-a plăcut ceva mai mult, poate apăsați butonul de subscribe. Și ne vedem la următorul tutorial. Bye!